cinema la aer liber, premii, surprize și distracții, turul Orange Cinema a ajuns și în Căușeni. Compania Orange Moldova și-a propus să ofere cetățenilor din diferite localități ale țării posibilitatea de a viziona colecția de aur de filme autohtone și cele mai îndrăgite desene animate clasice din colecția Disney. Misca! Musca! Mingulele! Așa că locuitorii orașului Căușeni și cei din localitățile învecinate au venit în seara zilei de sâmbătă la cinema aer liber, în piața orașului, unde a fost improvizat un adevărat orășel al veseliei cu distracții pentru copii, concursuri și tombole. Toți clienții care se conectează la abonament pot procura telefonul cu 199 de lei și vor participa la loterie, unde premiul mare este un iPhone. Evenimentul a unit vizitatorii de toate vârstele, cei mai mulți fiind copii. Eu cu familia mai dorim să privim film și desene animate care va fi. Am venit ca să distrez copiii mai mult, dar noi așa, pe lângă dânsi. Mișel puțin la plimbare cu nepoțelul, cu fiica mea. Ești puțin din casă după ploile astea. O seară frumoasă, foarte frumos aici, îmi place. Ar vrem mai des fie așa ceva și e binevenit pentru oraș Căușeni. Acum sunt foarte bucuroasă pentru că am venit cu sora și sunt bucuroasă că poate intra unde vrea ea și să facă tot ce vrea. A fost o idee bună din partea lui Orange să facă așa ceva la noi, în oraș, fiindcă este o mică distracție pentru copii. Foarte interesant. Eu am sărit pe batute și foarte mi-a plăcut. La eveniment au fost prezenți amatori care aveau funcția de a distra micuții. Сейчас будем фотографироваться, танцевать, веселиться. Уху! Веселить народ, будьте с нами веселиться. До вечера. Будьте с нами до конца. Ура! Ура! În timp ce unii vizitatori se distrau, alții câștigau premii. Da, Natalia a câștigat acest certificat. Felicitări, aplauzele dumneavoastră. Un telefon mobil a fost extras în acest moment. Oleg Melnic din Căușeni utilizează serviciile Orange de 8 ani. A venit la cinema, dar s-a întors acasă cu premiul mare. Un iPhone 6S. Asta va apărea peste vreo 3-4 ani. Atențiune! Este vorba de Oleg 0028, numărul tichetului. Oleg! Este ok, Oleg a câștigat un iPhone! Este, bravo! Felicitări, certificatul va aparține! Mulțumesc la Orange că a organizat tot manifestarea asta și sunt bucuros că am câștigat iPhone-ul, că eu azi chiar am spus că am să-l câștig eu. Și așa și-a fost. Și toată viața să am norocul ăsta. Orange Cinema se desfășoară pentru al doilea an consecutiv în Moldova. Anul trecut, Orange a dus la cinema oameni din 7 orașe. Anul acesta, Orange Cinema vine pe ecran mare pentru publicul din 12 localități din țară. Vreau să vedeți ce bucurii sunt în fiețele copilașilor noștri, dar copilașul este viitorul nostru. Și altă întrebare este că Orange Cinema o să ne realizeze un film care e filmat în Republica Moldova, care o să vedem careva evenimente interesante și despre Republica Moldova. Echipa managerială consideră important ca oamenii din localitățile unde este prezent Orange Moldova să simtă că, dincolo de afaceri, compania este social responsabilă. Și venim astăzi seară pentru voi, în special, toți clienții noștri și atât din oraș cât și din suburbiile noastre, pentru a vă arăta Orange Cinema. Este un eveniment important care se derulează deja în 12 orașe, Chișinău, Bălți și Cahul, venind astăzi cu o surpriză pentru noi căușenenii, pentru a ne distra împreună cu familia. Vizionăm diferite filme care sunt colecțiile de aur, atât pentru maturi, cât și pentru copii, ca să ne distrăm împreună cu toată familia. Orange Cinema aduce în regiunile țării acces liber și la alte filme autohtone, precum Lăutarul, Gustul pâinii, Omul merge după soare, Balada haiducească, Luceafărul, dar și Eminescu. Campania va continua până la finele lunii august la Cahul, Leova, Taraclia, Soroca, Bălți, Drochia și Edineț.